Buenas tardes, un tema de pregunta a la ilusión de qué perspectiva.
putem să pe parcurs în 1978, dacă nu mă înșel, Narcis Coman a fost declarat cel mai bun fotbalist român al anului, era pentru prima oară în istoria atunci erau fotbaliști deosebiți când ai ajuns la 18 ani. Da, erau jucători consacrați. Era
știi, suspendare. Păi m-a detașat la Pitești și l-a dus pe portarul Niculescu, l-a dus la Dinamo București.
vă spune Narcisile despre prietenia ta cu Nicolae Dobrescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care a avut România? A fost o prietenie sinceră, plăcută.
reacția lui. El nu spunea prea multe cuvinte să laude. Spunea concret. Dar după ce v-a retras din fotbal
para en Alla. Ef tjar riski teist numa egði það praktíkni.
propos de pasările excepționale pe care le punea Dobrin, nu? Și la Dinamo este cazul ăla cu Lucescu.
això... Prima de això era Victoria Hasselhoff, la pintesa respectiva de Dinamarca. I era sota de l'Ei. Come on.
Gesù Sí.
pentru cele mai bune echipe pe care le-a avut George, nu? Pe a fost și generația lui Gino Iorgulescu cu Tudorel Spoială. Okay.
in Brasile ha fatto funzionare di colpo interesse se farà Da, a fost de
mă duc cu 2-0 la Viteș, 2-2 acolo. Atunci regretatul Radu zicea, nu a scris ce merită să Sofia, să zicem, sau București, Belgrad. Dar era reprezentativ, dar nu se pune. Dar ar fi de fapt mai multe în, da,
dar problema al consider vinovat banca. Odată ce eu spun că nu pot. Înseamnă că nu pot. Nu că de frică. Deja aveam 11 jocuri în echipa națională. Nu m-a crezut. Intră. Și într-adevăr un șut de pe la vreo 35 de metri. Fără în brațele mele și odată
doar să ai în suferit. Eu mă uitam mai așa. Am fost chemat la echipa națională, vreau să mă grăbesc, nu am fost rezervă niciodată. Toți am fost rezervă.
audă. Так.
care am plecat la Craiova, că era mult
nu e. De
fost dificilă pe privată, dar asta s-a pentru că nu mai aveam timp să mă gândesc la altceva. Că de la ora 8 începeau cursurile, la ora 1 se termină, la ora 2 începeau altele. Aveam o oră de la ce pe privat
frumoasă. Da. Da. Tot așa. M-a luat să termineze contractul la Bacă. După ce am promovat în divizia B, din divizia A ven divizia A, am avut și acolo discuții, s-au rezolvat până la urmă. Și până la venea Târgului. Și
aceleași condiții la Nicolae.
domnul Proca. Dacă e adevărat ceea ce este spus, m-a lăsat, m-a văzut la antrenamente și a dat și antrenorul cu care făceam antrenorul spuneam ce să fie să lucreze cu mine. Forța mea
faca antrenamentele astea care îmi plac mie de ani și ca să mă țină că dacă las un o singură zi un antrenament mai slab mă scoate complet. Care le făceam. Jucătorii făceau acum o modificare. O mișcare, știi? Ca înainte de meci și duminică.
primul știu care a fost exact apropo de asta. A fost rupe de familie și doctori. Aia nu se va mai rupe niciodată. În alt loc să rupe, dar acolo nu se mai rupe. Catalogul s-a format foarte. Plăcerea de a juca fotbal.
Da, păi, ce un meci a fost scris da, de la da, Craiova. La Craiova, pentru mine, a fost o luptă titanică de fapt. Contra Știința Craiova, cum se numea atunci, când a venit la UTA. În săptămâna aceea, când a venit la UTA, a intrat Vaihă în poartă. Să intri foarte și puteți să și n-a vrut să mă bagi și știind că eu mergi infernal la Craiova și minutul 5 încă dădeam la poartă din orice poziție 23 de metri 14 metri 25 dădeam la poartă tare îmi place
deja la prima deja la fotografia anului a apărut într-un articol Narcis Coman. Ai primit trofeul de cel mai bun fotbalist român. Care este ca să scrie pe el comandă și fotbalistul anul 1978. Да,
carte superbă despre cei trei, foarte frumos scrisă, interesantă. Mă rog, iată un prost.
Să vină cu ei,